Duminică 8 decembrie de la ora 10, CSU Suceava va disputa ultimul meci din acest an cu CSU Galați în deplasare. Elevii lui Adrian Chiruță antrenează pentru a câștiga și acest meci. Da, meciul de la Galați, ultimul meci, un meci greu, un meci în deplasare. Știm echipa din Galați care, mai ales acasă, pune probleme și a pus întotdeauna în divizia, în această serie, a pus probleme. Noi venim și după o victorie mare și sper să nu ne liniștim și să mergem acolo să o gafăm, că avem încă gândirea asta tânără și acolo trebuie să lucrăm. În rest, pregătim, mai avem câteva antrenamente și mergem acolo să dăm tot. Recent, formația suceveană l-a transferat pe portarul Radu Turturică, ce vine de la Centrul de Excelență de la Sighișoara, fiind originar din Piatra Neamț. Echipa a fost foarte primitoare, colegii, antrenorii toți, mi-a dat și interesul și sper să fie tot mai bine. Ai avut o evoluție bună după toți ani, a fost și o atmosferă deosebită, cum te simți, practic, a fost primul tău meci așa? Am avut emoții ca și ceilalți colegi, ne-am dorit foarte mult, ne-am și antrenat foarte mult, am dat totul pe teren și clar m-am simțit foarte bine când am văzut scorul fiind în favoarea noastră și victoria la fel a noastră. Cum vezi concurența din partea? Este o concurență mare, vreau să cresc, de asta am muncit să ajung și la lotul național și clar să evoluez și să fiu un stâlp în poarta CSU Sucevei. Despre convocare, o să fiu convocat la București, o să avem și meciuri amicale cu Polonia. O să-mi dau toată silința cum o fac și la CSU Suceava, să evoluez, să mă dezvolt. Și sper să mă întorc cu bine acasă și să continuăm treaba, căci mai avem de jucat și chiar să promovăm. Ultimul meci îl avem cu Galați, la ei acasă. La fel ne dorim să-l terminăm cu bine, ne antrenăm, ne dăm silința și sperăm să ne întoarcem cu o victorie, să terminăm cu bine și să ne bucurăm de victorie și clar de sărbători. Și să începem noul an cu dreptul.